Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni. Weekendul acesta, cei care ați urmărit YouTube-ul meu, știți că am participat la un eveniment islandez. Voi pune zilele acestea la sfârșitul unui horoscop al zilei și filmarea cu ce s-a întâmplat sâmbătă, pentru că a fost o zi foarte, foarte interesantă și am învățat foarte multe lucruri despre stilul de viață islandez, despre cultura lor și vreau să vă spun că asta e foarte greu să afli, pentru că ei sunt o nație extrem de închisă, foarte, foarte greu poți pătrunde în intimitatea lor, așa încât ce s-a întâmplat în acest weekend va fi postat pe YouTube. V-am zis la sfârșitul unui horoscop pentru cei interesați să afle mai multe despre cultura și stilul de viață în intimitate islandez atunci când își celebrează familia sau rădăcinile. Dar să nu uităm scopul acestei filmări și scopul acestei filmări este legat de horoscopul zilei de luni, pentru că începe o nouă săptămână, iar această săptămână începe sub auspiciile unui aspect extrem de interesant în astrologie. Soare opoziție Pluton. Soare opoziție Pluton, energia vitală cu planeta renașterii și a transformărilor profunde, atunci când se află în poziție de opoziție, uite, fac și versuri, aduce foarte multe provocări și de regulă ne stimulează, ne provoacă să rezolvăm problemele legate de relația cu tatăl sau cu tot ceea ce ține de strămoși pe latură masculină sau relația cu șefii, mai ales dacă aceștia sunt bărbați. Deci cei care știți că aveți de rezolvat, de uitat, de iertat, de echilibrat, de împăcat, și lista poate continua cu orice vreți voi în relația cu tatăl, atunci zilele acestea puteți lucra. Cum se poate lucra? Prin meditație, prin rugăciune, prin post, prin terapie, prin terapie psihologică și sunt atât de multe variante. Meditația ajută iarăși foarte mult și chiar și meditațiile active, pentru că atât Soarele cât și Pluton sunt două elemente din astrologie extrem de active, mersul, meditația activă, adică mergi, te plimbi și în același timp te gândești la situația cu care te confrunți. Ok, deci asta este tema zilei și a următoarelor zile, Soare opoziție Pluton, dar hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Însă înainte de a trece la analiză, vreau să-ți reamintesc să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Dar ca să fii la curent cu ele, să fii notificat când postez ceva, trebuie să apeși și butonul de lângă subscribe, simbolul clopoțelului acela, pentru că atunci când îl apeși, YouTube îți va trimite de fiecare dată notificare când postez ceva pe canalul meu. Și după această scurtă informare, hai să vedem. Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. O zi foarte, foarte bună pentru tine. Mai ales când vine vorba de muncă, proiecte importante legate de muncă și decizii importante legate de locul de muncă. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Trebuie să rezolvi ceva legat de relația cu un bărbat, fie că este un iubit sau un coleg sau o rudă sau un prieten. Trebuie să porți o discuție importantă legată de niște decizii, s-ar putea chiar decizii comune pe care le aveți de luat. Bărbatul acesta mai tânăr va juca un rol important în viața ta prin faptul că te determină să iei niște hotărâri care te vor așeza pe un anumit parcurs al vieții. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Aveți foarte multă inspirație, dar va trebui să faceți diferența între inspirație și fantezie sau a fabula, pentru că granița va fi extrem de firavă. Este o zi în care
Vei găsi soluții la probleme foarte complicate și ai ceva de reglat legat de acte, hârtii sau documente. Mai departe, racul, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Ești preocupat de situația unei rude sau unui prieten apropiat și te frămânți foarte mult, dar să știi, cu cât te gândești mai mult la această situație, cu atât nu rezolvi nimica. Ce-ar fi să lași universul și destinul și ce se întâmplă cu acel om să se întâmple? Pentru că nu ești tu salvatorul, nu ești tu cel care poate găsi soluția la toate problemele. Și de fapt, aceasta e lecția acestei zile pentru raci. Învățați că nu întotdeauna lucrurile ies așa cum îți propui. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi, leii au de vorbit și de punctat niște lucruri importante cu foarte mult aplomb și determinare. Este o zi în care deciziile pe care le luați legate de familie sau o relație sunt foarte bune. Nu mai ezita, nu mai te gândi, nu te mai răzgândi. Ce ai hotărât este bun, este corect. Acum tot ce a rămas este doar să acționezi. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi vei fi mai vulnerabil pe partea osoasă, pe partea ce ține de articulații, deci schelet, să spunem. S-ar putea să apară niște dureri, dar să știi că nici nu ești ferit neapărat de unele accidente minore legate de picioare. Să aluneci, să te împiedici, să te zgârii, să te lovești, vor fi la ordinea zilei astăzi. Apoi, legat de ce se întâmplă în general astăzi pentru fecioară, este o zi în care o discuție cu un prieten îți va aduce niște informații extrem de importante legate de un plan sau de o decizie pe care o ai de luat. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Balanțele astăzi au o zi extraordinară. Vă impuneți, ieșiți în evidență. Veți remarca voi înși vă sau înse vă cum se poartă lumea în raport cu voi. Orice faceți, orice direcție luați, oricum vă mișcați, sunteți în centrul atenției. Și asta este foarte bine pentru că astăzi poți să punctezi lucruri pe care dorești să ți se întâmple sau dorești ca cei din jur să le facă foarte, foarte ușor. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Este o zi foarte bună pentru Scorpion să-și rezolve niște probleme legate de trecut. Vă gândiți la o poveste din trecutul vostru, la o persoană din trecutul vostru și cel mai important ar fi să încercați să lăsați trecutul acolo unde este și să priviți mai departe spre prezent și viitor. Nu vă mai agățați de amintiri pentru că vă vor trage mult în urmă. În schimb, tot astăzi pentru Scorpion e o zi importantă la serviciu. Poate este o verificare, un control, un examen, o evaluare. Oricum, veți ieși bine, dar ceva, ceva emoții tot veți avea. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi vrei să te echilibrezi și echilibrarea asta se obține numai și numai dacă te odihnești. Chiar dacă este luni, chiar dacă este început de săptămână, este de dorit să nu demarezi în mare forță astăzi. Ia lucrurile ușor, ia-le pas cu pas, pentru că ai nevoie să îți pui ordine în gânduri, în cap și în energie. Este o zi în care ești preocupat mai degrabă de planificare și de organizare decât de acțiuni concrete. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Aveți de rezolvat ceva legat de casă, fie e vorba de o reparație, fie cumpărați ceva ce aveți nevoie, fie vă mutați sau vă gândiți chiar să vă și relocați.
Este o zi importantă pentru capricornii care vor să își rezolve niște probleme legislative. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Astăzi, vărsătorii sunt axați mai degrabă pe cumpărături și pe făcutul de provizii. Așa vă apucă ideea de supraviețuire, hai să luăm să avem, mai bine să avem decât să nu avem. Și este o zi în care ești cumva predispus sau predispusă la cheltuieli, nu neapărat că ți-ai dori să faci aceste cheltuieli. Poate e vorba să returnezi un împrumut, să dai un avans pentru ceva, să semnezi ceva și asta să implice și, din nou, un avans. Deci, niște bani care ies din portofel, dar în orice caz vor ieși cu scop. Tot ceea ce scoți astăzi din portofel are o explicație, o justificare și e necesar. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi peștii sunt în mare formă și reușiți să rezolvați chestiuni complicate pe care le-ați tot amânat de ceva timp. Este o zi foarte bună pentru peștii care vor să se implice într-o afacere, într-un proiect important, pentru că veți reuși în timp foarte scurt să rezolvați multe lucruri. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de luni. Vă mulțumesc că ați urmărit aceste previziuni. Să ne vedem cu bine și mâine, dar până atunci nu uitați să apăsați butonul subscribe și clopoțelul de lângă subscribe, de lângă abonează-te, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postez ceva nou pe YouTube. Vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă!